Sănătatea și vitalitatea industriei americane de semiconductori sunt esențiale pentru competitivitatea noastră economică. Nu putem să permitem ca ea să fie pusă în pericol de practici comerciale incorrecte. Știți cui aparține citatul și la cine face el referire ca jucând incorrect? Dar este la mintea cocoșului, vor zice acum hoardele de cunoscători. Este vorba despre Biden sau eventual Trump, făcând referire la China. Bă, este Ronald Reagan și citatul face referire la Japonia. O chestie pe care foarte multă lume pare să o uite, pentru că de, conform acelei celebre și înțelepte vorbe, fiecare generație crede că istoria începe cu sine. Deci mai toată lumea uită că Statele Unite au fost angrenate și în anii 80 într-un în război comercial cu Japonia. Mașini electronice, semiconductori, just name it. Adică în anii 80, Japonia era lupul cel mare și rău. Economia sa era a doua din lume, vă sună cunoscut, și mulți se temeau că va deveni prima, iar America va fi îngenunchiată. Presa de atunci, și chiar am găsit în arhive o târlă de articole pe tema asta, vorbea despre japonizarea Americii și despre un Pearl Harbor economic. Cuvinte grele, nu? Dinpreună cu presa și politicienii de atunci respirau panică și avertizau asupra a trei lucruri deficitul comercial, furtul flagrant de proprietate intelectuală americană de către japonezi și practicile comerciale incorrecte ale japonezilor. Trump însuși spunea în 1989 și citez cuvânt cu cuvânt Japonia suge sistematic sângele Americii și râd de noi cât de pure Trump este afirmația asta. În 1987, același Reagan, farul călăuzitor al cauzei republicane, impunea tarife uriașe asupra cipurilor produse de japonezi de 100%. Vă sună familiar? Fast forward de aproape 4 decenii, Biden a impus tarife de 100% pe importul mașinilor chinezești. Hai să ne mai scufundăm încă puțin în meandrele istoriei și descoperim și alte similitudini interesante. Un an mai târziu, după faza cu tarifele de 100% impuse japonezilor, în 1988, Congresul a aprobat subvenții de jumătate de miliard de dolari pentru industria domestică de semiconductori, cam echivalentul unui miliard și jumătate în banii de azi. În prezent, Fish and Chips Act, au, oh, mă scuzați, Chips and Science Act, am vrut să zic, ratificat de Biden pe 9 august 2022, a autorizat 50 de miliarde de dolari pentru cercetarea, dezvoltarea și producția domestică de semiconductori, din care 40 de miliarde reprezintă subvenții directe pentru crearea de fabrici de cipuri pe sol american. Gen, să le fie rușine la nenorociția de comuniști, unde statul subvenționează economia pentru a oferi producătorilor locali un avantaj incorrect, încălcând astfel regulile și normele de bună practică ale pieței libere. Desigur, vor replica unii. Asta este o replică? Nu poți ca tu să joci corect când doi n nu o fac. Păi și care ar fi soluția? Să joci și tu incorrect. Dar atunci, întreb și eu, unde mai sunt principiile pe care pretinzi că le reprezinți și pe care te bați cu cărămida în piept că le aperi? Nu știu, nu știu, doar întreb și eu. Dar să mai revenim puțin la similitudinile cu anii 80. Deși circunstanțele nu sunt identice și nici antagonistul, pentru că astăzi vorbim despre China și nu despre Japonia, totuși reacția americanilor este aceeași, acum ca și atunci. Eforturile din anii 80 ale statului american și subliniez ale statului de a bloca produsele japoneze au fost în mare un eșec. În anii 90, America a re-câștigat oricum și foarte repede întâietatea economică și tehnologică în fața Japoniei. Dar nu grație acestor intervenții și subvenții etatiste din economie, ci prin Good Old Fashioned Private Competition. Enormul grup Sematec, creat la finalul anilor 80 ca un joint venture public-privat, adică cu bani de la stat, a fost un mega fail care n-a făcut decât să risipească niște miliarde de dolari din buzunarele contribuabililor, producând în Austin, Texas, chipuri care erau departe de a fi competitive și performante și în cele din urmă s-a și fusuit. La fel de straniu este că la acel moment aceste subvenții și protecționisme, care n-au nicio treabă cu economia liberă, au fost propuse și introduse de republicani. Alminteri, dușman de moarte a intervenției statului în economie cel puțin la nivel declarativ. Iar astăzi este vânturată din nou această panică cum că cipurile chinezești vor sugușa America. Dar în vreme ce cipurile însele s-au schimbat, bătrânele reguli ale economiei de piață au rămas aceleași. Politicile naționaliste, precum tarifele împotriva competitorilor străini și subvențiile pentru producătorii locali, cel mai probabil nu vor avea mai mult succes acum decât au avut acum 40 de ani. Și știți de ce? Pentru că guvernul nu a devenit între timp mai bun în a alege cine este mai meritos și mai potrivit pentru a primi aceste subvenții. Și încă o dată, de ce? Pentru că nu este treaba guvernului să decida asta. Și asta cu atât mai puțin acum, când situația e și mai complicată. Anii 2020 nu sunt anii 80, iarna nu-i Cavara, iar China nu-i Japonia. China este semnificativ mai puternică economic decât era Japonia atunci. În plus, Japonia de la acea vreme era oricum o victimă sigură, dat fiind că depindea direct și total de America din punct de vedere al securității. Și după această mică incursiune în istoria recentă, pe principiul că cine nu știe este condamnat să o repete, hai să plonjăm în meandrele concretului. Ceea ce vedeți aici la mine pe masă este unul dintre cele mai bune laptopuri cu Windows pe care eu am pus mâna vreodată și testez așa ceva de un sfert de secol, dacă nu și mai bine. În pieptul său bate un procesor Intel de ultimă generație, iar laptopul este produs de compania chinezească Huawei. Stai, stai! Ce să-și mă? Păi nu era cu sancțiuni, cu alea, alea? Ba da. Păi și atunci, cum se poate? Acest MateBook X Pro, a apărut nu demult, a un imens scandal până la cel mai înalt nivel, adică până la nivelul Congresului American. Că să vezi, cofii, copății, cum e posibil să se întâmple asta și tot așa. Ce să se întâmple? Păi să aibă un procesor de ultimă generație al companiei Fanion a tehnologiei americane de microcipuri la 5 ani după ce Huawei au fost puși pe lista neagră și după ce industria tech chineză în general a fost supusă unor sancțiuni și limitări din ce în ce mai stricte. Deci da, chiar nu glumesc. Ăsta este probabil laptopul cel mai controversat din istoria tehnologiei. Huawei au fost puși pe lista neagră în 2019 și toți furnizorii americani de componente trebuie să solicite licențe punctuale pentru a putea livra bunuri către oricare companie de pe această listă. Și ce să vezi? S-au obținut licențe în valoare de miliarde de dolari. Intel înșiși primind o astfel de permisiune de a vinde procesoare către Huawei încă din 2020. Acest MateBook X Pro, care are la bord un procesor Intel Core Ultra 9, a fost anunțat în aprilie, deci acum nici 3 luni, și a inflamat rău de tot pe republicani care au criticat dur departamentul comerțului că i-a permis lui Intel să exporte aceste chipuri către Huawei. Mai mult, conform unui raport Reuters, ci că și AMD ar fi solicitat o astfel de licență la începutul lui 2021, dar se pare că n-au fost suficient de convingători sau doar au avut un lobby mai prost Așa că nu au primit aprobare. Și nu doar Intel, ci și Qualcomm are o licență obținută tot în 2020 de a vinde chipuri către Huawei. Iar cele două firme, adică Intel și Qualcomm, ale căror licențe expiră la anul, fac deja demersuri pentru a le renoi. Deci, cum vine asta? Adică, statul american face dracu un 4, cel puțin din punct de vedere declarativ, să demonizeze producătorii chinezi, dar companiile americane se înghesuie ca ursul la miere să-și vândă produsele către ei. Răspuns, da. Ca să revenim la laptop și la scandalul Intel, departamentul comerțului se pare că a revocat între timp anumite licențe Intel de export către Huawei, dar nu a dat detalii clare. Ce spun Intel și alții? Că revocarea licențelor nu dăunează doar Huawei, ci cu siguranță va afecta și companiile americane, care își vor vedea profiturile reduse drastic. Ceva gen, dai în mine, dai în tine, dai în fabrici și uzine, dai în clasa muncitoare. Adică toți ăștia, al de Intel, AMD, Qualcomm și odată cu ei și alții, adică Apple, Microsoft, etc., nu văd cu ochi bune această blocare a accesului pe piața extrem de lucrativă din China, cea mai mare și mai profitabilă din lume. Gen, e bine cu principiile, dar și mai bine e cu profiturile. De asta zic că situația este mai nuanțată decât își imaginează dogmaticii hardcorești de pe aici de până în comentarii. Bun. Și acum hai să ne concentrăm un pic pe laptop și să vedem dacă este el o șmecherie și dincolo de frecușurile astea politice. Și mi-aduce aminte de niște versuri dintr-o piesă de demult, nu mai știu a cui, care sunau cam așa: Atât de aproape ce departe, o lume întreagă ne desparte. Nu sunt liric, ci doar observ că de fiecare dată când Huawei pare aproape să dea lovitura, ceva se întâmplă și totul se duce dracului. Și mă întreb, oare și acest laptop va avea soarta pe care au avut-o și excelentele lor telefoane cu 5 ani în urmă? De-a lungul anilor mi-au trecut prin mână fel și fel de laptopuri, care de care mai subțiri și mai performante, deci sincer, mi-e greu să mă mai entuziasmez la astfel de apariții. Dar încă de la prima atingere am realizat instant că acest nou Matebook X Pro ridică ștacheta în materie de laptopuri thin and light. Desigur, nu e prima dată când mă întâlnesc cu seria asta X Pro, dar chiar și așa, modelul de față a reușit să mă surprindă. Până și aspectul exterior, chiar dacă asemănător cu al modelelor din ultimii 2 ani, este de apreciat, pe principiul că producătorul nu avea motive să schimbe ceva ce arăta atât de bine. Dar modelul de față are ceva cu care puține alte laptopuri se pot lăuda, o greutate de doar 980 de grame. Da, ați auzit bine, nu are nici măcar un kil. Poate nu vă pare mare lucru, din moment ce multe alte astfel de laptopuri gravitează în jurul acestei valori, doar că MateBook X Pro câștigă bătălia, surclasând inclusiv edițiile din anii trecuți cu vreo 300 de grame. Sigur, nu-i Surface Pro 9 cu ale sale 900 de grame, dar este considerabil mai ușor decât un Lenovo ThinkPad X1 Carbon, care trage la cântar peste 1,1 kg, sau ultimul MacBook Air, care are o greutate de peste 1,2 și este cu atât mai lăudabil cu cât Huawei au reușit să îndese aici un procesor Intel extrem de potent. La fel de interesant este și că șasiul ăsta Liliputan nu alterează în niciun fel calitatea celorlalte componente. Display-ul este stelar, iar tastatura și trackpad-ul sunt excepționale. Mi se pare mie că varianta de anul ăsta a lui MateBook X Pro țintește direct coroana MacBook air de la Apple. Dar haideți să o luăm sistematic de la exterior spre interior. Carcasa este făcută dintr-un aliaj foarte ușor de magneziu, dar la fel ca în cazul modelelor anterioare, nu-ți dai seama de asta decât când îl iei în mână pentru prima oară. Inițial, am crezut că am de-a face cu vreun plastic ceva, în niciun caz metal, cam atât de ușor se simte în mână. Culoarea și finisajul ăsta mat se potrivesc și ele al naibii de bine cu acest model și oferă un plus de caracter. Și pe partea de dotări, MateBook X Pro se menține la nivelul așteptărilor. Procesorul de pe versiunea de față este un Intel Core Ultra 9 185H, cu care m-am mai întâlnit în ultima vreme, dar în cazul de față, date fiind dimensiunile neverosimil de reduse ale acestui portabil, este limitat la 40W, de w, adică substanțial sub maximul de 115 de care este el capabil. Procesorul are 16 nuclee, 6 de performanță și 10 eficiente, 22 de fire de execuție și o frecvență de bază de 2,5 GHz, ce poate urca până la 5,1 în forjă. Așa cum probabil deja știți, gama asta de procesoare Meteor Lake dispune și de NPU-uri dedicate tascurilor AI, deci există și ceva suport dedicat pentru Copilot, chiar dacă nu în versiunea Plus, care presupune 45 de trilioane de operații pe secundă, conform exigențelor Microsoft. Oricum, e bine și așa, dar asta e o altă discuție. Grafica este integrată, adică Intel Arc, dar despre grafică nu vă pot spune altceva decât că își face treaba în limitele categoriei din care face parte acest laptop. El oricum n-a fost conceput pentru gaming sau alte tascuri care necesită o grafică mai serioasă. Memoria sistemului testat de noi nu este nici neglijabilă, sunt 32 de giga RAM, ce rulează la 6400 de MHz, iar pe partea de stocare avem un SSD de 2 tera, spațiu suficient pentru un laptop de muncă. Bateria este de 70 de wați și a rezistat mai bine de 12 ore în regim de utilizare normală, cu browsing, social media, ceva clipuri pe YouTube și evident programe Office. Clar, MateBook X Pro nu se bate la autonomie cu noile laptopuri ARM, precum Vivobook-ul de la Asus cu Snapdragon X Elite testat săptămânile trecute, dar nici nu se face de râs. Laptopul vine în pachet cu un charger rapid de 90W, de iar încărcarea se face prin oricare dintre porturile USB-C disponibile. Și apropo de porturi, ele nu abundă, dat fiind tipul de laptop cu care avem de-a face și dimensiunile sale, dar avem totuși așa, două Thunderbolt 4 pe stânga, iar în dreapta găsim un singur USB-C 3.2 Gen 2 și comutatorul pentru dezactivarea camerei, iar jack-ul combo de căști și microfon de pe modelele precedente uh, s-a pierdut pe drum în cazul modelului de anul ăsta. Din punct de vedere al conectivității wireless avem Wi-Fi 6E, deci nu cel mai recent standard, dar ăsta nu este un deal breaker și mai avem bineînțeles și Bluetooth 5.3, asta apropo și de absența jack de căști, deci vei fi nevoit să folosești o pereche de căști Bluetooth. Camera web este 1080p, dar ce are Matebook X Pro în plus față de alte modele este posibilitatea de a cosmetiza imaginea cu ajutorul AI, că doar nu degeaba au adăugat Intel MPU-uri procesoarelor lor Meteor Lake. Laptopul are și suport pentru Windows Hello, deci dispune și de recunoaștere facială cu infraroșu, dar există și alternativa de deblocare cu amprentă prin senzorul inclus în butonul de power. Un alt aspect demn de menționat este sistemul audio. Avem șase difuzoare cu un sound foarte prezent, care se aud neașteptat de bine și de tare, așa încât poți să te bucuri inclusiv de muzică. Am testat treaba asta chiar în birou, unde ai mei colegi mi-au putut asculta playlistul de la două încă distanță. Sincer, nu mă așteptam să se audă atât de tare și de clar și consider că ăsta este un plus semnificativ pentru acest laptop. Dar haideți să trecem acum la cireașa de pe tort și anume display-ul că ce ar fi sunetul fără imagine. Este un OLED cu touch, cu o diagonală de 14,2 inch, rezoluție 3120 cu 2080 de pixeli și un refresh rate de 120 de herți. Chiar dacă dimensiunile ecranului sunt mici, corespunzătoare cu laptopul care îl găzduiește, el compensează printr-un raport ecran corp de 93%, unul dintre cele mai bune de pe piață în momentul ăsta. Și, pentru mai multă rigoare, am pus pe el și colorimetrul nostru Spider X Elite. Display-ul chiar se ridică la înălțimea așteptărilor, primind un scor final de 4,5 puncte din 5. Contrastul este excelent, fix așa cum ne-am așteptat de la un panou OLED, iar acuratețea culorilor este pe măsură. Un mic minus, fiind tonurile mai accentuate de albastru, scoase în evidență de alta noastră de măsurare. Remarcabil este însă că OLED-ul ăsta a ajuns până la 600 de niți strălucire în SDR, ceea ce este enorm pentru un OLED cel puțin, și overall pot spune că avem de a face cu un display precis și corect, care poate fi lezne folosit și pentru editare foto, nu doar pentru vizionat filme și seriale. Tot pe partea de calitate și utilitate, tastatura și trackpad-ul sunt excelente. Tastele au o cursă ideală și sunt foarte bine spațiate, sunt acompaniate și de un backlight plăcut, Trackpad-ul este mai mare decât mă așteptam și este și unul dintre cele mai precise pe care le-am folosit vreodată. Ba îndrăznesc să spun că este comparabil cu cele de la Apple, iar cel de față este probabil și cel mai bun trackpad pe care l-am folosit eu pe vreun laptop cu Windows. După ce m-am uitat la filme și am lucrat câteva zile pe acest laptop, am zis să trec și la rularea unor teste sintetice. În Geekbench 6, MateBook X Pro a livrat 13.721 de puncte în multicore și 2.541 în single core. Foarte puțin sub Snapdragon X elite de pe VivoBook S15, care a returnat 14.648 de puncte în multi și 2.465 în single. Deci e pe acolo, doar că ăsta, fiind un Intel pe arhitectură X86, nu va avea problemele de compatibilitate pe care încă le au laptopurile cu procesoare ARM în diverse aplicații. În Cinebench R23 am scos 13.245 de puncte în multicore, pe ăsta față de 10.206 cât a scos laptopul pe ARM, dar care așa cum spuneam, acela nu este de compatibil cu Cinebench-ul de anul trecut, adică programul rulează emulat. Dar aici mai am o observație interesantă și anume faptul că pe acest laptop anorexic, Procesorul ăsta nu arată tot ce poate. Am testat procesorul zilele trecute și în varianta dezlănțuită pe un mini PC Rognuk, care are același Intel Ultra 9 185H și care în acel context a returnat cu 4000 de puncte în plus în multicore în același test, adică aproape 18.000. Această diferență enormă vine din limitările de consum pe care le are MateBook X Pro. Și încă ceva, am rulat și un Cinebench R24 ca să văd cum stă acest Intel într-o comparație mai cinstită cu Snapdragon X Elite pentru că R24 rulează nativ și pe ARM. Vivo Bucul ARM a scos 971 de puncte versus 751 pentru acest Intel. Deci, într-un benchmark neemulat și perfect compatibil, armul pare să se descurce mai bine. Iar în final, mai mult de distracție, dar și pentru că putem, dă arhitectura X86. N-are probleme cu compatibilitatea cu jocurile pan intended. Am rulat și un Counter-Strike 2, cel mai popular titlu de pe Steam în momentul de față. Am mers pe rezoluția nativă și cu setările grafice la minim și poate nu vă așteptați la asta, dar jocul chiar a mers bine. Am avut o constantă de 75 FPS fără momente de stutter sau alte blocaje. Deci se poate spune că MateBook X Pro se descurcă inclusiv într-o sesiune de light gaming și poți să te joci World of Warcraft, CS sau alte titluri care nu presupun o placă video mai serioasă. Și ajungem în final și la nota de plată, un factor care cred eu că va mai tempera din entuziasm. Un MateBook X Pro 2024 mai entry din punct de vedere al configurației, cu un Intel Ultra 755H, 16GB de memorie RAM și un tera de stocare, pleacă de pe la 12.000 de lei well, preț de MacBook Pro cu M3 Pro. Există totuși o promoție în această perioadă, chiar la ei pe site, care aplică o reducere destul de substanțială, de vreo 1500 de lei, găsiți toate detaliile acolo, ceea ce ar duce prețul final la puțin peste 10.000, un preț clar mai digerabil. Iar acum haideți să tragem și o concluzie. MateBook X Pro 2024 este un laptop top, mai ușor și mai subțire decât orice alt ultrabook cu care am avut de a face în ultimul timp și pe lângă asta are și putere din belșug, lucru mai rar întâlnit în această categorie. Și fix în acest context, n-am putut să nu mă gândesc la următoarea nebunie. Bă, cum ar fi fost ăsta cu Snapdragon? Ce demență cu ciucuri de laptop ar fi ieșit. Și de fapt, dacă mă gândesc mai bine, cred că ăsta este și singurul meu regret cu privire la acest model. Dacă ar fi avut și o astfel de variantă ARM, la cât de bine este făcut, ar fi putut distruge orice competiție. Din păcate însă, pe finalul acestui video ne întoarcem de unde am pornit. Implementarea unei astfel de soluții pare imposibilă, dată fiind situația actuală a celor de la Huawei. Cât să fână, că să fă, totul este până la urmă politică. Și acestea fiind spuse, hai cu algoritmul în comentarii și spuneți voi. Cum vă place acest controversat MateBook X Pro 2024. Este sau nu este acesta laptopul suprem cu Windows? Și dacă nu, care credeți voi că sunt principalii rivali? Ce părere aveți despre răsăritul acestei noi și mult mediatizate categorii de laptopuri cu procesoare ARM și cum ar fi să vedem un astfel de laptop cu procesor Qualcomm? Sau de ce nu? Poate cu propriile lor procesoare Kirin. Timpul ne va spune, dar eu zic doar atât. Lăsând deoparte orice fel de considerente politice, Asta este o sculă al naibii de reușită și ar fi păcat ca ea să fie doar un cântec de lebădă. Și acestea fiind zise, ne oprim aici. Nu uitați de prăvălia noastră online, zona.store, unde vă așteptăm cu dor în pept și cu PC-uri concepute, asamblate și testate chiar de noi. Și apropo de PC-uri, vă pregătim o surpriză de proporții în perioada următoare, surpriză pe care am să o vă dezvălui la momentul oportun. Am să fac doar acest mic spoiler v-a plăcut Gamebox Summer Edition? Păi, după zecile de astfel de PC-uri care au plecat spre voi, se pare că da. Mai facem. Abonați-vă în zonă, desigur. Doar dacă voi considerați că merităm, eu vă mulțumesc oricum și dacă o faceți și dacă nu. Hai, să auzim de bine și baftă vouă!